Urmează vacanța de Paște pentru elevi. Între 20 aprilie și 5 mai, elevii se vor bucura de vacanța de primăvară, care anul acesta coincide și cu vacanța de Paște. Reluarea cursurilor va însemna pentru mulți dintre ei și începerea evaluărilor naționale. Primii care vor intra în evaluările naționale vor fi elevii de clasa a doua, care vor susține aceste evaluări între 7 și 9 mai. Urmează elevii clasei a patra, între 14 și 16 mai, iar elevii din clasa a șasea vor susține evaluările naționale între 22-23 mai. Pentru elevii clasei a doua, calendarul evaluării naționale este următorul. Pe data de 7 mai va avea loc proba scrisă la limba română, urmată de proba la citit pe data de 8 mai. Proba la disciplina matematică se va desfășura pe 9 mai. Elevii clasei a patra vor susține proba la limba română pe data de 14 mai, urmată de proba la matematică pe data de 16 mai. Evaluarea națională pentru clasa a șasea se va desfășura pe data de 22 cu probă la limbă și comunicare, iar pe data de 23 la matematică și științe ale naturii. Evaluarea națională 2019 pentru elevii claselor a doua, a patra, a șasea și a opta are ca scop verificarea cunoștințelor dobândite. Rezultatele vor fi comunicate doar părinților, așadar, ele nu vor fi făcute publice. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, evaluarea națională pentru elevii de clasa a opta se va desfășura în perioada 18-21 iunie.